Bună ziua, astăzi am o problemă cu calculatorul. Problema calculatorului meu este că când îl deschid, mi apare ESET pe ecran. E curința lui ESET Smart Security. Bineînțeles că radioactivului nuclear, alerta lui Enchanted Protective Mode, care mă enervează din două în două secunde. Și a avea antivir tot la fel. Și lua Avast. Deci se poate cacatul meu să fie radioactiv infectat. Dar trebuie să faci care nu te pun să cumpără, doar caută antivir și tăi reali și în safe mode îi dezinstalează. Și la repornirea normală ți locuiește cu asta. Nici nu știu de unde i-am luat. Așa. E virusat, e gata, n-am nici ce să fac. N-am nici cum să-l șterg. N-am cum să șterg. A, s-a ascuns. Deci e o alertă foarte periculoasă, foarte tristă. Da. Aici am vrut să ajung cu el. Vreau să îl mut pe setul ăsta Smart Security. Dar aș vrea să întreb totuși de unde au venit? De unde a venit radioactivul ăsta? Alertă radioactivă. Vedeți voi, simbolul nuclear îl imită pe Avast foarte des. Am început să bage tot felul de alerte că antivirus, Avast, cutare. Stai să nu zic de Windows Defender, limită și pe el. Și pe Avast, și pe Avira, și pe ESET. Nasol. Foarte urât. Deci, nimic nu o să mă scape de ei. Nimic. Că în same mod a dat startup impact, a dat impactul să crească câpul la 50 și ceva la sută și când s-a dat câpul la 0% l-a repornit. Se ocupa să dezinstaleze sau să instaleze sau să... ce să facă? Stați că am... nu știu ce să fac cu el, cu programul ăsta malware. Așa, e un program mare și eu pe care nu cunoasă v-am stabilit sau rating. Așa, e gata, nu mai pot să mergi la întâlnire cu rating ziua de azi. Ei bine, sunt supărat, ei bine, asta e. Ce alerte radioactive, măi. Sunt supărat și deprimat pe întâlnire, deci, cum scap de ei? Cum scap că mi-apare peste... tot felul de procese se deghidează să văd host. Nu pot să-i decid că mi-apare ecran albastru. Nu pot să-i decid. Și n-am nici cum să îl fixez pe ăsta. Știi că impactul lui Clash of Rafael nimeni nu va simte să rămâne privat. Știi că cât de tragic e pentru. Ei bine, Avira, antivir, Avast. A, ceva? M-ai emis azi antivirus? De unde a venit? Vreau să întreb așa, de unde au venit alertele radioactive care limită foarte des pe Avast? Mai ales faza cu No Action is Required from You.
Simbolul nuclear. Mi-a lăsat o iconiță falsă cu aba asta. Deci... Pun iconițele cu antivirusul legitim. Ca să vedeți să pe user pe asta. N-am cum să scap. Deci... Deci am nervi, deci... Mă nenorocesc ăștia antivirus și ăștia troiani. Falș, mă nenorocesc, imită pe Avira SS și Avata. Cum scap de ei dacă nu pot să-mi împas de băceasă să-mi și-au raid? Cum mă să scap? Cum mă? Bring to front. Bring to front. Ei, bine. Dacă nu pot să scap nici el, îmi dă un fel de front. Un fel de... N-am cum să scap totuși. Deci... Ce să facă că... Mii de unelte nu pot să bocnească, nu pot să... Îi dea una la ceafă virusul, nu poate să facă nimic. Mai sunt și trist. E pe ecranul calculatorului. Așa. 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 Este foarte periculos. Deci nu pot să fac nimic, deci programul ăsta malware e atât de enervant încât nu pot să fac nimic. Așa. Dacă elimin pe cei din test manager, nu-i de ajuns. Că la restart o să-mi apară toți nebunii ăștia. Dar eu n-am cum să înnoc cu colacul, dacă toți mă enervează atât de halul ăsta, vara asta. Se pare că am scăpat. Am scăpat de Set Smart Security. Deci, el a fost primul care s-a instalat. L-am instalat mai întâi pe Set, apoi a venit virusul în primul să-l instaleze, să le locuiască, mai apoi Avira, apoi la final Avast. Și tu ești următorul Avira, tu ești următorul Avira Antivir. Avira Antivir, ce ciudat. Ești următorul. Ce să fac? Să se ducă naibii cu malware-ii lor, cu alertele lor false, cine i-a mai făcut. Deci mai pot să mă văd cu ei. Nici azi mă doare în cap, dar nu pot să petrec cu partenera mea la film. Deci mă doare fix cap. Și dacă puteți să-mi spuneți despre cum să scap, spuneți-mi cum să scap totuși de malware-ul ăsta, care deja m-a enervat de 8 ori. De ieri m-a enervat, de ieri m-a supărat. Și să nu uit, cam asta a fost clipul, spuneți-mi cum să scap de el și lăsați un like, comment și subscribe și cu asta, pasta, o să pot să închid situația.